Dhe rëpërë, një të të shqipiru i kre patëve. I kre se vjetë, një qëra ko. I kre patëve, nu... Dhe këna nëmë pëtëre, dhe. Pjesë e mistikën, dhe ishë pjesë për jetë kjo. U mi i dhe dhe i asa, nu e vi. Nu e vi, u e da shkëmë. Nu știu cum e jos, dacă nu e jos, dar sunt trage și din mai multe. Îi străiesc, 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 și nu pot să fac așa una. De la dânsul și ferestre și rele sunt cluvântul în casă, așa nu-i spus netale când am fost netale. Ferestre trebuie schimbate și unde îți plouă în casă, aici unde îți plouă. Ori în podări vine. De el pe altul vine tot și pe el e crepată. Trebuie să vede, așa acolo. E crepată, nu... Dacă n-am putere, piese mistică, și piese prietesc eu. Un mie de idei, de asta nu e. Nu e de eu e dar pentru... Pentru că eu o pasăre s-o tenând, eu trebuie să cumpăr greuță și... Și de acolo, sunt ultima ta tot este în spital și eu știu istoria mea tale, că... Mi-am ședut ea de... De patru ori am ședut în... În spital. Eu am pus pamper, să-mi pus, să-mi pus, să-mi pus, Doamne ferești, nu vezi ne de la nimeni. Și e greu de asta, Andrei. Hai că băi, am un băiat în Franța și îi mai trimite acolo, măcar de mâncare. Și... Dacă am semănat pe pșoi în rămâia, de... n-are și nimeni ajuta, trebuie de prășit, trebuie de... Ia... Dar la fiecare trebuie să-i plătești, Andrei, că el degeaba nu-ți face nică. Fiecare om, el îți trage la dânsul, el sabe el, dar pentru cineva n-are niciun. Și că așa-i durerea la mine. Eu am fost sănătos și nu mă dam eu așa, dar eu am avut scărut, șcal am avut, mă suiem în căruț, mă ducem și cosem la cal, mă ducem și acasă, pe iarnă. Dar dacă nu pot, nu pot. Calul ne-a murit, căruța am dat-o, nici prășeu, că era și nu-a rămas, numai sania asta nu-a rămas a calului. Mai pun câte o cadare, mai pun ea așa. Dar altceva n-am nică, nu... E greu, dacă a venit băiatul să vie în... Poate mi-a dat bule schimbat, poate un schimbat și perețul, dacă vrea avea și el. Că n-am, îmi plouă și-mi pod, iarna mănânce, vara mă plouă. N-am când a fost vânt și ala, a fost în... Furtuna așa că nu pot. Mi-a zis că pe aici, ca sărai și ăla, mi-a scuperit în jumătate de șepere, a scuperit demnice un așa scalu. Prost, am deschis. Asta am eu. De mâncare, da? Da. E cam un smeșe la oameni. Eu am primit pensia, am primit de 10 pensie. Mă duc și ne-a luat, că vreau să prășesc pe pșoie. Vreau să le-am... Aștept de... Și oamenii au de lucru. Șed. Cum? El... Este că eu, o femeie, am plăcut ziua. Eu tot am chemat-o, poate mai aștept prășesc. Eu prășesc în kilostrii, nu pot nici eu din tază, tot e... Pernii, Ivan Creșan. Nu pot, e strașnic. E după fiecare.
fiecare are de lucru, deci fiecare merge. Eu la soare ca nu pot să lucrez, că eu am fost bolnav și de cioare. Cioare, vezi că sunt roșii. Și numai cât, așa, o lecțăc și-am trebuit să intră în casc și de la dos ca să nu mă bat soarele. Numai cu spitalurile și cu... Așa, iar la fântână, nu ți-o piați fântână. Cum? Fântâna-ți lucrează? Apă în fântână ai? Păi, în fântână ai parmată, dar eu crampă, de la crampă. Dacă trebuie să plătești și apa, așa pe ea ca pe energie electrică, unde trebuie să... Și dacă așa-i viața omului. Dacă n-ai putere și n-ai, nu ești sănătos, nu știu că când mi-a murit băietul, ești mai mare, primul băietul, deci când mi-a murit, apoi mă rugam, Dumnezeu, zic, Doamne, mai bine murim eu și lăsai copilul unde să trăiască. Dar dacă nu vrut, Dumnezeu mă zice, ne-l-a luat pe cealaltă, ne-l-a detonat, de-am n-am încotro. Din mâna lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru darurile acestea și pentru dragostea lui. Știți că Dumnezeu ne iubește foarte mult. Știu, și... Eu în Dumnezeu cred și... Domnul este milostiv și Domnul este bun cu noi. Și prin durerile vieții și prin încercările vieții, Dumnezeu este Cel care ne dă putere și ne ajută ca noi să mergem înainte cu credință în El. El este Cel care ne mângâie inima. El este Cel care ne mângâie sufletul. Și El este Cel care... ne iubești foarte tare. E grea suferința, e mare suferința la dumneavoastră, dar alipiți-vă inima de Dumnezeu, rugați-vă și Domnul prin rugăciune vă va întări și vă va da putere și vă va ajuta. Primiți în dar și cuvântul lui Dumnezeu, care este mângâiere pentru sufletele noastre. Dacă veți ști, Dumnezeu este Cel care vă va vorbi prin acest cuvânt și Dumnezeu este Cel care vi se va apropia mai mult și dumneavoastră veți fi mai aproape de Dumnezeu, citind cuvântul lui Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu mai îndeaproape. Rugați-vă! Rugați-vă întotdeauna lui Dumnezeu! Rugați-vă pentru că și Iisus Hristos, El care a fost Fiul de Dumnezeu, când a fost pe pământul acesta, El totdeauna s-a rugat. El ziua făcea minuni, vindeca și noapte se ducea și petrecea în rugăciune. Cu atât mai mult noi, oamenii care suntem oameni simpli pe acest pământ, nu avem noi puterea lui Iisus Hristos, care a avut-o El în lăuntru Lui, pentru că El era Fiul de Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciune, pentru că prin rugăciune noi stăm de vorbă cu Tatăl nostru Cel Ceresc, noi îi spunem toată durerea noastră, noi îi spunem toată suferința noastră, El este Cel care ne mângâie, El este Cel care ne dă putere, El este Cel care ne ajută. Ne ajută și dumneavoastră veți simți puterea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult vă veți ruga, cu atât mai mult veți simți puterea lui Dumnezeu și veți vedea lucrarea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și în sufletul dumneavoastră. Domnul să vă ajute! Hai, mulțumesc și dumneavoastră, Dumnezeu să vă dea sănătate și credință. Credință în Dumnezeu, amin. Că asta e și mai bun decât tăi. Așa-i. Suntem trecători pe acest pământ. Ca iarba trec anii. Da. Și suntem trecători, dar va veni o zi și să ne rugăm lui Iisus să fie ca Domn și Mântuitor, să-L primim ca Domn și Mântuitor al sufletelor noastre și să fim cu El o veșnicie. Niciodată nu cunoaștem care este ultima zi pe pământ, dar trebuie să-L primim pe Iisus ca Domn și Mântuitor, ca numele noastre să fie scris în cartea vieții.
și atunci vom fi o veșnicie cu Hristos. Da. Avem pe acest pământ, avem parte de suferință, de durere, de lacrimi, dar va veni o zi când Iisus va veni și ne va lua în cer și vom fi cu El o veșnicie. Sfințim, deci a rămas numai cu trei. Doi băieți au murit. Cel mai mare a murit și a doilea de la urmă. Dar ce s-a întâmplat cu el? L-a detonat. Pe jala l-a detonat când a fost ploaie. Fulgerul. Așa. L-a detonat. Era pe deal cu a doilea frate. Dar aici mai mare am unul de mult a murit. El... Copiii trebuie hrăniți, trebuie să... S-au mai lucrat pe la fântânile în pământ și oasul dat și băut apă rece și el aici plămâie s-a uscat. Și o decedat săracul, de... Când a murit el acasă, nu de mult am uiat. Dacă mahala asta, tătă îmi zice, dacă el a trăit aici, el în Ucraina a murit. Aici Dumnezeu să-l ierte, zic, eu așa măr de jumătate, mă tem să nu mă închede. Cum? Când ai fost în reanimație, de el mi-a pensat că ești mort, ai? A, bă, da, ei... Vineau la mort, dar eu încă eram viu. Să mulțumesc lui Dumnezeu, că m-a pus și mărg picioarele, că mă deu mâncare la resurse. Mai e brav, că aveți resurse. Mai e... Pentru casă, că n-am piscine, tătul duș, tătul... Care au murit copiii, fumea ne-au murit. Copiii ăla doi au murit, m-a lăsat Dumnezeu să mă chinuie, da? Ce să fac, Andrei, așa, trebuie de el. Să te chinuie. Mult sănătate și nevoastră. Și rău, nu trebuie rău. Numai bine. Cu Domnul, la revedere. Hai sănătate și nevoastră, și vă mulțumim foarte mult. Încă nu am mâncat țaraș. Încă nu am mâncat. Tot așteptăm amuși, punem să facem ceva. Încă nu am mâncat. Și ea că acum. Ești tare greutesc, mă. Încă nu am mâncat țaraș. Ce s-a întâmplat la dumneavoastră? M-am dus la țara să-mi cui ușa la casă și m-am dus acolo pe bine și am trecut înapoi și am dat smorgând pentru mine afară, pe caldare.